Salutare ei și bine v-am regăsit Cătălin sunt eu iar noi suntem Walsall FC Fraților uh, facem un episod despre chestia asta L-am chemat și pe Fernandez înapoi și l-am pus pe lista de vânzare pentru a face bani Pentru că m-am gândit că avem nevoie și poate schimbăm antrenorii Dar între timp o să vedeți voi Și m-am gândit să-l chem până la urmă și pe Alcedo înapoi uh, Chiar dacă plătim niște bani putem să-i punem pe lista de vânzări, iată 7 over, nu mai crește băiatul, Nu avem ce face cu el uh, îl punem și pe Peters pe lista de vânzare, în opinia mea uh, pentru că îl avem acolo pe BAC foarte, foarte bun și am rămas în uh, funda și Helic va fi dat la schimb nu-l luăm în calcul pe un jucător care va trebui să așa Aiu, Drăgușin în Buianba, Castilor, rămâne împrumut, Johnson rămâne împrumut și rămânem cu Borza Rațiu, uh, Blake e pe lista de transferuri și deja are o ofertă, ia să vedem, am acceptat ceva, nu mai știu. Haideți să vedem, da, se negociază uh, și Peter s ar trebui să primească și el ofertă, în caz de ceva îl chemăm și pe Bac de la Alavești să fie rezervă pentru ambele porți laterale în apărare. Îl avem pe Alexandru, îl avem pe Bari care vrea să fie important și toate cele. Așadar mă gândesc să-l chemăm pe Martens. Acum exact asta facem și îl punem pe lista de uh, transferuri pentru că nu mă satisface foarte foarte mult rămânem pe lateral aici cu, deci rămânem cu Bari cu Alexandru aici rămânem cu Michelson și Hodgson sper ca Hodgson să înțeleagă că trebuie să uh, fie în postura de rezervă Hawkins rămâne împrumut Scott l-am luat și l-am pus direct pe lista de transferuri Jacobsen rămâne și el împrumut ca să mai crească Walter uh, nici nu știu ce să fac cu el hai să vedem cât ar trebui 49.000 mi se pare mult să plătim îl lăsăm acolo că nu se știe când avem nevoie de el deși este un jucător cu o valoare impresionantă din câte știu eu 2 milioane jumate putem face bani pe el dar haide să mai păstrăm și din jucători îl avem pe Marin, pe Kane, al Hasan care va juca ofensiv cu Eva să-l lăsăm momentan împrumut acolo unde e, ăsta este mult prea mic să avem pretenții de la el, îl lăsăm la oicombe. Uh, Cnoules rămâne arături de Florinel Coman pe partea asta, Abubacar e polista de vânzări, uh, ăsta vrea să i se negocieze contractul, așa că vom face asta, Fontana rămâne pe, nu știu, să rămână împrumut, să nu rămână, hai să vedem cât trebuie să plătim. 7000. Îl chemăm și pe Fontana pentru că mare lucru nu face din câte văd. Așadar, transfer list și pentru el. Rămânem în Torp care a făcut 73 over și în Draper. Sperăm să rămânem în ăștia doi și vor fi de ajuns câte doi pe post. Cam asta este scopul meu, să avem câte doi pe post și în rest să, să rulăm. Mai puțin pe aici prin apărare că Momentan nu avem cum să avem doi pe post în apărare, că e, sunt băieți ăștia care, na, nici ai nu prea joacă din cauza lui Drăgușin și al lui buiamba. Da, pe AIU îl văd tot așa, foarte, foarte supărat, nu este deloc mulțumit nici de contract, nici de nimic, așadar, hai să vedem, să o luăm în ordinea crescătoare, Borza nu este mulțumit de contract, în contractul lui Borza haideți să trecem peste acest lucru că și așa durează mult, crucial fratele meu bun fără extensie nu există la mine un an măcar acceptăm fără clauză de reziliere bineînțeles și vrea 9200 el are 5000 acum și 340.000 la clinșituri îți dăm 9200 cu 94.000 fără clinșituri vrea 11.000 hai să-i dăm 10.000 și să încercăm 84.000 e bine, e perfect sperăm să avem bani să le înnoim la toți care au uh, nemulțumiri în privința contractului Aiu trebuie să-l păstrăm și să înțeleagă că are nevoie să aibă rol de rotație, sper să o facă rotație frate vrea important, ok fie uh, un an prelungire E ok pentru toată lumea, acceptăm. Fără clauză, vreau 11.500 și la 10 apariți 115.000. E mult, îți ofer 10.000 și 100.000 la semnătură și sper să mai am bani. Pentru alții. 12.500 și 105.000 la semnătură. Dacă vrei 12.500, îți mai dau 5.000 la semnătură. Bun, perfect! Asta este. Să sperăm că ajungem și la cine trebuie, la draper, la mai omitem așa un pic uh, când va fi uh, nevoie. Momentan uh, mergem pe burtă. Bun. Până acum e toată lumea mulțumită. Asta nu se exprimă despre contract. Hai să vedem contract negotiation poate acceptă rol de rotație asta este speranța mea dacă nu bun perfect băi băiatule am crezut în tine și iată că e un lucru bun că am crezut în tine ești ceea ce mi-am dorit să sperăm că nu ceri și tu 10.000 a ah, ok să-i oferim noi, având în vedere care are 18 ani, eu cred că 5.000 cu 20.000 e perfect. Perfect, bun. Toată lumea mulțumită. Michel să rămâne pe contractul ăsta mic pe care îl are momentan, o să-i facem noi, dar când va fi mai mulțumit. Bun, Hodgson ar trebui să-i dispară acum de pe față tristețea s am zis că rămâne acolo, ăsta nu ne interesează că sperăm să plece, Walter să plece, ăsta este mulțumit, bineînțeles are un salariu de 25.000 pe lună, Kane, nu știu ce să zic, l-aș vinde, dar hai să-l păstrez, ideea e că e important, nu putem să-l vindem pentru că, na, de-abia l-a însemnat, am putea să-l vindem pe Kane și să îl luăm pe Cuevas dar nu avem cum să-l vindem că nu ne dă voie jocul să-l vindem că e abia semnat Gnoules este nemulțumit de contract hai să-i negociem contractul lui Knoules. să sperăm că e înțelegător și vrea rotație, nu important sau ceva pentru că bun, perfect păi având în vedere că ai 27 de ani încă 2 ani nu vrea extensie, ok, un an atunci, perfect, fără clauză, 7700 și la 10 a apariții 77000, bă, băiatule, bă, și 72000 la semnătură și toate cele, 60.000 plus 7500 eu zic că-ți ajunge, e perfect, bun. Coman este abia semnat, deci e ok. Abu Bakar nu e mulțumit de nimic, dar este pe lista de transferuri. Și ajungem și la Draper, care este nemulțumit de contract, bineînțeles. Celălalt atacant, Torp, are 10.000 pe lună, Draper are 5. Normal să fie nemulțumit când el este titularul și ajută atât de mult echipa. Bun, hai să negociem cu Draper, vrea să fie important, deci nu crucial, am, am înțeles că și Torp vine tare din spate și uh, va avea o concurență mare, îi prelungim contractul, bineînțeles, acceptăm fără clauză, vrea 12.000 la 10 goluri, 175.000 fără bonus și îți dau 12.500 și 125.000 ca să fie bine pentru toată lumea și cu asta va sta. Și am reușit să noiim și contractele jucătorilor. E perfect, bun. Fontana trebuie să plece. Uh, iată, avea cât draper. 5.000. Și ăsta, 10.000 jucători de rotație. Eu zic că ar trebui să fie mulțumit. Da, este mulțumit. De play playtime nu prea e mulțumit. Dar a fost Abubacar care a făcut niște... Uh, meciuri extraordinare și practic am reînnoit uh, Contractele echipei, ceea ce este un lucru bun. Ne mai uităm așa să vedem pe unde mai sunt abțineri, dacă sunt chestii din astea ca să nu uh, existe probleme pe viitor. Că și asta demoralizează echipa și contează la nota mea ca uh, antrenor. Trebuie să semnăm și un jucător nord-american, așadar. Dacă știți vreun jucător nord-american pe care îl putem semna, lăsați în comentarii, de preferat să fie fundaș central, nu știu, poate îl dăm pe AIU, la schimb, că prea e nemulțumit, mie îmi place de el, dar până la urmă rămân în Drăgușin, în Buiamba, mi chem pe Castillo și rămân curațiu cu bac și cu borza și cu asta asta și mai poate să joace și Alexandru, acolo poate să joace și Bari. Am soluții. Efectiv pot să întorc să-i rotesc cum vreau eu pe toți. Da. Uh, și voiam mm -hmm. pentru că m-am gândit eu așa, de ce? Din moment ce este gratis, am văzut uh, în episodul trecut avem un uh, jucător aici în Transfer Hub, portar care este gratis. 72 over, de ce să nu-l semnăm? Are și două playstyle-uri. Uh, nu e Makovski, că e, nu e Portar. Garcia, 6-5 înălțime, iată altul. Ăsta ar fi, dar uh, nu-mi place. Și să vedem mai departe. Da, costa iată -l. 72 over 61 înălțime brazilian are două playstyle-uri este gratis de contract haide să-l semnăm că până la urmă poate să plece și Morena Moreira cum îl cheamă și tot așa dacă chiar este nevoie vom reuși să facem față și cu acest jucător Dar hai să-i dăm un rol de rotație să vedem Vrea important, ok, acceptăm important Și îl semnăm pe 5 ani pentru că n-are decât 20 de ani Acceptăm, fără clauză de reziliere 4700 la 10 clean 64.000 Încercăm să-l semnăm așa și este foarte mulțumit E perfect Bun, ne-a mai luat încă un portar care... Uh, să sperăm că ne va ajuta Nu este la fel de înalt ca Moreira Dar are două playstyle-uri Bune, poate fi de reflex Momentan nu-l vindem pe Moreira Așteptăm să vedem cum va fi Totul și Până la urmă sperăm să avem Jucători cât mai Buni pe fiecare post și rezerve Că ați văzut Dacă ai portar slab Imediat toată toată suflarea adversă uh, trage la poartă și să ne mai uităm poate avem vreun nord american pe aici ca să semnăm eu știu ce să zic dar nu cred că avem din America pe cineva în uh, listă Venezuela e Sud America din câte știu și oricum este pe bani. Argentina e America de Sud, sigur. Iată, un jucător interesant, dar slăbuț la fizic. Ăsta ar fi foarte, foarte, dar nu știm dacă mai crește. Are un pace de doar 63, cu accelerație foarte slabă, sprint speed bun. Habar nu am avar nu am ăsta este bun la pace dar este slăbuț de greutate și toate cele are două playstyle-uri nici nu știu ce să spun mai avem uh, oameni desemnată aici va trebui să facem curățenie la ăștia pentru că nu știm cât mai valorează și să ne mai uităm să vedem dacă mai putem să mai luăm ceva este timpul să ne întărim foarte foarte bine pentru că vom uh, avea foarte mult de tras dacă nu ne întărim bun uh. iată aici un air white back mm, care poate fi și CB da, interesant, ăsta ar fi și el destul de interesant pentru Air Whiteback dar cred că îi va crea probleme lui uh, Borza și atunci prefer să nu țin rezervă una, un asemenea om ăsta l-a însemnat de sezonul următor vine la noi și cafer și va fi acolo cu Marin e bine e totul bine ca să zicem așa Uh, hai să-i dăm advance știam că avem meci, da gnaules transfer ofer știam că avem meci imediat și de asta nu, nu nu știu cum au apărut zile toate alea 1.700.000 pe gnaules nu cred așa și ăștia care au venit nu știu ce să zic să-l dau pe cnoules. Da, interesantă opțiune. Nu e rău, putem obține pe el, zic eu, că vreo 2 milioane cel puțin. Dar să ne uităm la echipă să vedem în ce rămânem, dacă ar fi. Rămânem în comand Michelsen, ok, și, mamă, timp, mi-l bagă pe Buloc aici continuu. Și avem, dacă ar fi, am putea să-l păstrăm pe scot sau uh, putem să-l păstrăm pe Hodgson, care se joace stânga-dreapta, practic. Tot așa e rapid și crește și va avea și el șansele lui îl învățăm să dea cu ambele picioare și are și high defensiv work rate față de gnoules care știu că n-are, a, ba, are ok, și cam cam așa va fi echipa gen doar că va trebui să o schimbăm acum pentru următorul meci că sunt obosiți că sunt toate cele și vom juca cu barii pe fund cu nu știu care mai înalt ia să vedem ce fundaș înalt mai avem Blake nu cred că este nu al sedo cât de cât dar putem juca cu Martens și cu Bari pe linia de fond, pentru că Martens este înalt și Bari și el cât de cât și poate Vom juca aici așa sau cu helic, sau, a și avem și IU momentan, adică vom face chestia asta chiar dacă helic e obosit și iată în locul lui Al Hasan va intra Hodson și cam asta este, în locul lui Coman va intra Knowles. iată dacă îl vindem și luăm un roșu prea mai avem cu cine să jucăm și tot așa, e destul de interesant în locul lui Moreira se intre da costa, zic eu. Căna are playstyle-uri, are toate cele și dacă facem o comparație între ei, vedem că diving-ul este la fel, Moreira e mai bun la handling, nu cu mult, dar este, kicking, foarte mult, reflexe cât de cât, la speed este mai mic, mai ușor, dar asta la al are poziționare bună. Ok, nu știm cu cine vom juca, vom vedea. Mai avem multe de, de a analiza la echipă. Și vreau să văd de ce. Unde e aici? Am avut impresia că am avut meci. Da. Mm, nu. Acum urmează meci, mâine. Am avut impresia că am avut meci. Cancel, să nu facem vreo prostie și mergem mai departe și ne gândim dacă îl dăm pe Knowles uh, în funcție de iată pleacă Blake până la urmă la Pendic Spor în liga a doua din Turcia cred și iată am rămas în Borza și Peters da avem oricum avem destui și două mieluri 2 Blake Salt și Abu Bakar, transfer ofer de la Luton Town 1.200. haide să vedem și transferul ăsta. Avem 1.800 acceptat deja, dar. na. Băieții se gândesc foarte, foarte mult. Așadar, încercăm să obținem și aici niște bani. La 1.750 e vândut. 1.800.000 cerem ca la ei al alții 1.450.000 și clauză din vânzare bă nu vreau clauză eu vreau bani acum și nu vreau 1.450.000 dar hai că ți las la 1.750.000 ne-am înțeles unul dintre noi îl va lua unul dintre ei îl vrea pe Abubacar sigur Așadar, începem să facem bani, două chat playere, Fernandez, Uh, îți va lua timp să ajungi în poartă și na va fi greu și pentru tine și pentru tine Bun, cam asta a fost pentru episodul ăsta, ne revedem cu, mă rog, asta a fost așa, să vă prezint transferuri, le-am făcut ca să nu le uit, lui o să-i schimb numărul de pentru că un episodul următor, sper să nu uit, dacă voi uita, de asta am făcut acest episod cu transferurile. Bun, și avem un scouter trimis în America de Nord, așadar, Lăsați comentarii dacă știți jucători din America de Nord. Trebuie să semnăm neapărat uh, un jucător din Statele Unite ale Americii, mai exact. Hai, pa!